Salutare! Astăzi o să facem un episod foarte special și cum fiecare episod al nostru este foarte special, știți că se apropie Crăciunul. Și cum ar fi Crăciunul dacă vloggerii români ar fi Moș Crăciun? Și nu băgați de seamă, dar Alma tot trage de o jucărie și vrea să se joace cu mine și în caz de o să latre, mă scuzați pentru chestia asta. Așa că dați un mare like la acest video dacă vă place Crăciunul și dacă vă plac sărbătorile de iarnă, pentru că eu le aștept extraordinar de mult și cum toată lumea le așteaptă, distribuiți și acest video mai departe. Așa că astăzi o să facem dacă vloggerii români ar fi Moș Crăciun. Cum ar fi ei în ipostaza de Moș Crăciun, cum s-ar comporta, știți că fiecare vlogger român are fi stilul lui de a fi și că pentru asta e felicit pentru ceea ce au creat în continuare și ceea ce vor crea în continuare. Așa că felicitări și hai să vedem, să dăm drumul la dacă vloggerii români ar fi Moș Crăciun. Ho, ho, ho! Respect! Îmi intră mustața în gură! Am venit să vă aduc cadouri! Toate sunt sponsorizate de la Polul Nord, înțelegeți voi! Ați fost cu minți anul acesta, ia să mă uit eu pe listă! Nu ați fost cu minți, deci va trebui să îmi donați aceste lucruri din casa voastră. Dacă vreți, nu vă oblig, adică na, înțelegeți voi. Dar eu oricum le iau pentru că, na, oricum nu mi-ați donat nimic tot anul. Așa că îmi pare rău, mamă, șosete de calitate, mulțumesc pentru donații, înțelegeți voi. Așa că, respect și putere pentru acest sac de, nu știu ce sac e ăsta, dar oricum mulțumesc pentru donație, mi-a intrat mustața în gură. Așa că eu am plecat, reinima așteaptă afară și pe ăia i-am primit donație, dar mulțumesc foarte mult. Respect! Salutare! Eu sunt Florentin Hriscu, iar astăzi o să încercăm să împărțim cadouri delicioase la copii cu multă pace și iubire. Și am pregătit aici cadourile pentru Crăciun și fiți atenți cât iubire este în această casă și sunt tare curios cât de iubit sunt și eu de Crăciun. Așa că o să-i dau mesaj la Bongo și cei care nu știu cine este Bongo, este o maimuțică foarte haioasă care îți ghicește viitorul, prezentul și trecutul. Îți spune dacă ai o relație ok sau nu, cu cine ai să fii sau cu cine ești deja și așa mai departe. Eu am scris iubire și prietenie plus numele meu complet plus orașul din care sunt. Și am trimis prin SMS la 1405 pentru cei ce sunt din România, dar dacă sunteți din Republica Moldova trebuie să trimiteți la 7773. Ho, ho! Ho, și după cum vedeți, eu deja am trimis și vedeți că am mai vorbit cu Bongo și dacă vreți să vedeți ce am mai scris înainte, intrați pe pagina mea de Instagram Florentin Hriscu, pe care o găsiți în descriere și vedeți ce am mai vorbit eu cu Bongo, anumite secrete. Așa că am scris iubire, Florentin Hriscu, București. Și Bongo mi-a răspuns. Bongo știe că la capitolul dragoste ești foarte împlinit în ultimul timp, vlogul merge pe roate, bineînțeles, iar logodnica ta este foarte fericită cu tine. Normal. Plus că n-are de ce să-și facă griji, e cam greu să se apropie altcineva de tine, te păzește, hashtag Alma bine. Ai și cu rimă. Alma, mă păzești? Alma doarme acum. Și i-am trimis și prietenie Florentin Hriscu București. Bongo știe că ai cei mai tari prieteni care te susțin și îți urmăresc vlogurile. Așa că nu mai fi naughty data viitoare, împarte și cu ei toate bunătățile de la Milka. Îmi pare rău? Dar toate bunătățile rămân mie. Așa că asta mi-a scris mie Bongo și sunt tare curios ce v-a scris și vouă Bongo și lăsați-mi în comentarii ce v-a spus Bongo despre voi. Putem să ne punem în continuare să mâncăm și să încercăm aceste dulciuri. Bine, lapte și prăjituri. Și îmi dă foarte mare energie pentru că începem să dansăm și bineînțeles ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Yeah, yeah. Acesta este un distract pentru toți copiii obraznici, pentru Moș Crăciun. Așa că pregătim. Dai telefonul sau de pita poligonul, sper că ai un iPhone 7 din el, fac palate. Aha, haide trage tu o carte că de nu te învăț karate. Flip flag peste cap cu un glon s-a pus capac. Te învăț o meserie și furatul e magie. Ține buzunarul plin ca motiv să mă închin. Telefonul îți dispare, ai trasasul de culoare. Iar acum spre încheiere ține ochii doar închiși. Hocus pocus preparat, îți mă duc la baie să mă...
salut copii, eu sunt Moșilie și astăzi o să facem Merry Merry Clickbait. Ăsta, pardon, Christmas în loc de clickbait. Iar astăzi am venit să vă aduc cadouri la cei cu minți și o să vreau să filmăm și vlog, să facem multe vizualizări și hai să vedem ce avem noi aici pentru voi copii cu minți și frumoși. Toate cadourile le-am cumpărat din donațiile pe care voi le-ați dat și sper să nu vă supărați cu mine că mi-am construit și casă din donațiile voastre. Așa că hai să vedem ce avem noi aici. Ia să vedem. Ia, nu cred, ăsta e butonul meu de la YouTube, dar ce caut aici? Doamne, nu pot, copiii mei au furat butonul de la YouTube în ajun de Crăciun, nu pot să cred. Las, nu vă mai aduc eu cadouri vouă, la anul, gata, îți munciți, din donații câștig eu. Rudolf, hai la tata. Salut! Eu sunt Moșul Vlad, iar astăzi am venit să vă aduc niște cadouri magice. Dar înainte o să vreau să vă cânt o colindă. Muzica, te rog. Mulțumesc. Aho, aho, copii și frați, stați puțin, nu vă agitați. Moșul Vlad vă aduce magie, așa s-a hotărât de la Aiumor în regie. Cadouri eu nu v-am luat, nu am bani că-i dau la stat. Crăciunul el a sosit, Moșul Vlad el a venit. Mai nimic nu am în sac, e regol, mindfuck v-am dat. O ultimă magie eu vă dau, tot din casă eu vă iau. Mulțumesc pentru Crăciun, ne vedem la anul și drum bun. Mulțumesc, nu aplaudați, când ieșiți afară nu digerați. Așa că... Nu merge, acum trebuia cumva să ies pe hornă și să mă transform într-o stea căzătoare. Înțelegeți voi, trebuia să ies pe hornă. Știam eu că nu trebuie să mănânc prea mult. Ai de viața mea! Trebuie să mă pensionez. Mai cât am putut să slăbesc, iar apoi m-am îngrășat. Băi, copii, mi-am luat șapca mea cu hihi. Am obosit, băi, am urcat prin hornul ăla. Trebuie să țin regim, deja sunt la regim, dar trebuie să mai slăbesc câte puțin. Hopa, ce avem noi aici? Lapte și prăjituri. Ăsta e singurul motiv pentru care încă mai sunt Moș Crăciun, înțelegi, nu? O bere n-aveți și voi? Adică, na, totuși, sunt Moș Crăciun, o bere, o pizza, ceva, nu aveți? M-am săturat de lapte și prăjituri, de unde credeți că am pus burta asta? Așa că, Rudolf, ți-am adus prăjituri, hai, nu mai fă mofturi acum că-s prea gras, adică, na. Ce? Te dor picioarele? La cât ai zburat? Hai, lasă, că nu-s așa gras. Așa că o să iau prăjiturile astea cu mine. Sper că doamna Crăciun mă așteaptă acasă cu costum de crăciuniță. Dar înțelegeți voi? Hai, Rudolf, îți dau și ție dacă măcar 500 de kilograme are. Hai, nu mai plânge atât. Împodobește, mamă, mielul și nu te întrista. Astăzi e seara de Crăciun, m-am săturat de ea. Hai, tată, ajută-mă, pune frânghia în jurul meu. Eu la anul nu mai sunt, Moș Crăciun va dispărea mereu. Ia stai așa. Băi, vreau, simt că vreau să fiu altfel. Simt că nu mai pot, m-am săturat să dau cadouri. Așa că am o idee. O să devin cocalarul Moș Crăciun. Da, ați chicit, eu sunt Moș Târziu. La tine în casă eu noaptea am să fiu. Impresionant, tot timpul arogant, în barbă diamant, în spate un sac gigant. Asta e, adio. Moș Cocalarus! Perfect, eu sper că v-a plăcut acest episod și încă o dată vă urez sărbători fericite în continuare. Știu că încă nu a venit decembrie, dar imediat vine și deja din decembrie o să începem o serie foarte mare de vloguri cu Crăciun, o grămadă de chestii și bineînțeles și pe canalul Flowstyle pe care îl găsiți tot în descriere. Și pentru asta vă mulțumesc extraordinar de mult pentru toată susținerea voastră, pentru că în ultimul timp sunteți foarte activ și asta mă bucură extraordinar de mult. Și apropo, nu uitați de concursul în care poți să câștigi un kit de gaming super tare. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi la acest canal de YouTube, să dai like la acest video, să-l distribui mai departe pe Facebook și, bineînțeles, să mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram. Și trebuie să lași un comentariu pe pagina mea de Instagram de ce vrei tu să câștigi acel
kit de gaming, dar în principal să distribuie acest video și noi vom mesaje câștigătorul în momentul când să facem o Dalma, da fată, vreau să filmez, te rog eu, nu mai întrerupe, ia-ți jucăria, nu știu dacă vedeți, dar uitați dita mai jucăria, un ren, în formă de șarpe, nu știu dacă ați mai văzut așa ceva. V-am zis că o să urmeze și un episod special cu ea, așa că distribui acest video mai departe ca să ai mai multe șanse de câștig. Și eu voi extrage câștigătorul pe un live în care o să-l facem, probabil, nu știu, poate de Crăciun. Așa că, eu sper că v-a plăcut, încă o dată, vă mulțumesc extraordinar de mult pentru toată susținerea voastră și vă mulțumesc enorm de mult. Așa că vreau doar să vă mai zic că vă sunteți cei mai tari dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!